dacă tot vrei adevărul de la copilul al tău și dacă ai șansa, norocul și onoarea să ți-l spună, nu-i o scoate pe nas. Bună, bine v-am regăsit la EduBright Talks, sezonul al doilea, podcastul care pune sub lumina reflectoarelor educația socio-emoțională. Sunt Cristina Dinu Popa, psihoterapeut, găzduiesc acest podcast în sezonul 2 și alături de mine o am pe Irina Dehilerin, care a fost cercetător, trainer, formator, apoi psiholog și în prezent consilier școlar de mai bine de 6 ani în mai multe școli, grădinițe și licee din București și din țară. Am invitat-o să ne spună experiența ei și în ce fel educația socio-emoțională are un impact asupra elevilor, profesorilor, asupra familiilor copiilor din școală și cum poate fi adresată dinăuntrul școlii. Bine ai venit, Irina! Îmi pare bine să te cunosc! Sunt foarte curioasă. În primul rând aș vrea să zic că nu e nevoie să ne povestești despre o singură școală în care ai fost sau despre locul în care, lucrezi acum în prezent, ci m-ar bucura să ne împărtășești experiența ta din toate aceste locuri, inclusiv aceea de psiholog sportiv, că știu că ai avut o mare pasiune și încă ai pentru asta. Și atunci spune-ne mai întâi cum e să fii consilier școlar și cum ajungi la elevi, mai ales știind că tu lucrezi acum cu adolescenții sau ai lucrat predominant în zona asta de vârstă? Cum ajungi la adolescenți? Poate că, în primul rând, trebuie ar fi bine să ne amintim de cum eram noi adolescenți. Mm-hmm. Am și colegi care, spre norocul lor, sunt apropiați de vârsta adolescenților. Dar pot să mă gândesc de pildă că și pentru mine adolescența a fost o mare provocare, mai ales că în 89 aveam 20 de ani, deci o bună parte din adolescența mea s-a petrecut în ultimele clipe ale regimului comunist și știu că pe vremea aia sufeream foarte tare că nu spunea nimeni despre cum ar trebui să gândesc, cum ar trebui să simt, cum să mă înțeleg cu părinții, de ce am atâtea probleme cu ei când vedeam că sunt niște oameni minunați. Glumeam la un moment dat cu o colegă de-a mea, în momentul ăsta sunt în liceu, și îmi spuneam, probabil că mai am multe lucruri de rezolvat cu mine din perioada adolescenței mele. În calitate de consilier școlar, în primul rând ești în școală. Bun, avem o normă, ca orice cadru didactic, 40 de ore, din care 18 ore se petrec în școală. 4 ore anul acesta suntem obligați să și predăm materii socio-umane și în restul orelor suntem acolo. Ce se întâmplă? Cum facem? Care sunt activitățile de zi cu zi, de dimineață până seara, aș putea să spun? În cabinet mi s-a întâmplat și în școală și în grădiniță să am copii care vin pur și simplu. Noi ne prezentăm la începutul fiecărui an școlar, mergem la toate ședințele cu părinții și în felul ăsta ajungem în primul rând la părinți, pentru că ei trebuie să fie primii informați când un copil vine la noi la cabinet, fiind toți minori. Părintele este înștiințat printr-o foaie, cum să-i spun, că fiul, fiica lui au venit la cabinetul de consiliere școlară pentru consiliere individuală și atunci părintele trebuie să semneze dacă este de acord sau nu să continuăm discuțiile. Evident, au un număr de telefon, pot să mă sune oricând. Dar despre asta informăm în ședințele inițiale cu părinții, unde ajungem cam la toate clasele, adică indiferent că am 1300 de elevi sau că am 300 într-o grădiniță, în primele 2-3 săptămâni de școală, mai întâi stăm de vorbă cu părinții.
În paralel, pentru că aceste ședințe au loc de obicei seara și chiar dacă nu sunt în programul nostru obișnuit, în paralel mergem la toate clasele, la toate grupele și ne prezentăm. Sunt foarte curioasă cum faci tu chestia asta, pentru că mi te imaginez într-un liceu plin de adolescenți care în timpul pauzelor sunt în, pe culoare, exact, pe culoare, își văd de treburile lor, sunt interesați de colegi și vine această doamnă plăcută, zâmbitoare și cum se întâmplă lucrurile? Cum se întâmplă lucrurile? De obicei bat la ușă frumos, cer permisiunea profesorului, deja profesorii mă știu și anunță și acum pauză publicitară. și țin să mă uit în ochii fiecăruia, să-i vă zic, ok, bun, știți deja cine sunt, eu sunt consilierul școlar și vreau să știu ce se întâmplă cu voi. Am și un chestionar de nevoi de consiliere în care îi întreb pe lângă anumite teme fixe, da, despre sănătate, despre prevenirea diverselor comportamente violente, relații cu adolescenții, relații cu părinții, da, deci toate astea sunt pe chestionar. Ce alte nevoi de consiliere ar avea? Evident că după pandemie totul este pe Google Forms și atunci îi pun chiar, zic, vă rog frumos, acum deschideți telefoanele, răspundeți-mi la întrebări ca să știu ce subiecte putem să abordăm. Și în felul ăsta aflu și ce nevoi au ei, după care de regulă încep să vină câte unul la cabinet și cu diverse probleme. Există și momente în care vin plângând sau îi găsesc la ușă pe jos, pe acolo, zicând, doamna, vreau neapărat să stăm de vorbă, dar știți, aș vrea să rămână între noi. Și asta uneori înseamnă că nu vor neapărat să afle părinții lucrul ăsta. Și avem așa o mică discuție de lămurire, cam cât de gravă e problema, ce se întâmplă și dacă e cazul totuși să îi spunem și părintelui că vine copilul la cabinet. Unii copii se feresc pentru că spun că părinții nu vor ca ei să meargă la cabinet sau la psihoterapie sau la psiholog sau la orice ține de psi. Se întâmplă și lucruri din astea. Alții spun, da, mama m-a trimis. Mi-a zis să mă duc și la consilierul școlii să vorbesc cu el. Alții chiar fac psihoterapie pentru diverse anxietăți, pentru, nu știu, divorțul părinților sau așa. Deci sunt obișnuiți cu lucrul ăsta și vin pentru că mai vor să mai vadă o părere. Uh-huh. Adică, da, știți, eu am psihologul meu la care mă duc, da, am zis că să vin și la dumneavoastră. Apropo de nevoia asta de repere în adolescență. De repere, de gândire critică, adică ia să văd, dar altcineva ce părere are în domeniul ăsta? De oglindire, de formarea identității. Exact, exact. Pur și simplu de o altă perspectivă a unui adult, pentru că ei oricum vorbesc între ei toate problemele pe care le au, dar la un moment dat, ori că vorbesc cu părinții sau că nu vorbesc cu părinții sau că nu au un alt adult cu care să poată vorbi, cer și părerea consilierului. Și vizitele astea pe care eu le fac în clasă sunt periodice, aș spune, chiar dacă nu reușesc, nu știu, o dată pe lună să trec prin tot liceul, cel puțin atunci când sunt evenimente, uite de pildă cum a fost cu războiul din Ucraina, da, acolo m-a interesat dacă sunt anxioși, dacă au tot felul de frici și într-adevăr îmi spunea, uite, mie mi-e frică pentru că părinții mei se gândesc să plece din țară și eu nu știu ce o să fie și unde o să termin liceul și tot așa. Sau părinți care vreau să divorțeze ca urmare a acestui conflict în care fiecare avea păreri diferite. Nu mai spun în perioadele de alternare școală online, de fiecare dată când se întorceau la școală, mă duceam să-i văd dacă sunt ok, ce probleme au mai apărut și întotdeauna veneau. Asta pe partea asta de discuții libere și de probleme pe care le au ei. Pentru că în școală rolul consilierului este și acela de a-i orienta în carieră. Noi pentru asta avem un test specific nouă, făcut de o platformă de la Cluj, pe un model olandez, se cheamă AMN,
Un chestionar cu trei părți, prima parte de analiză de abilități cognitive, a doua de școală și familie și prieteni și a treia parte o adaptare după Holland, personalitate și interese. Și atunci de regulă îi testez în clasa, spre sfârșitul clasei a 9-a sau în clasa a 10-a, între a 9-a când scapă după nebunia cu examenul de clasa 8-a, primul semestru e oricum de socializare, nu-i mai interesează nimic și nici nu-și pun problema ce vor să se facă atunci când o să termine liceul. Deci, de regulă, la începutul clasei a 10-a și mai testez o dată la sfârșitul clasei a 11-a sau în clasa a 12-a. Ce am putut să observ este că nu seamănă opțiunile lor dintre a 9-a de cele mai multe ori cu cele dintre a 12-a, iar în urma pandemiei, pentru că am avut copii testați înainte de pandemie și după, capacitatea de concentrare a scăzut la jumătate la ei. Deci avem și acest instrument care este unul foarte bun și e de 15 ani în sistem și pot să spun că am avut copii care au mers să facă tot felul de teste de orientare în carieră la alte firme private, cu bani, cu așa, și după aia au zis, ia, faceți-mi și mie testul ăla, doamna, că am auzit că cu tare l-a făcut și nu știu ce a descoperit despre el. Și mi-a spus, am fost acolo, am plătit. Zice, dar dumneavoastră mi-a zis mai multe decât mi-a zis acolo. Pentru că pe lângă raportul scris pe care îl primesc și ei și părinții, ai o discuție întreagă cu ei, plus că îi știi din școală, îi știi de la profesori, îi știi de la părinți uneori. Mm-hmm. Și atunci ai o idee mai rotundă despre personalitatea copilului respectiv, despre ce variante are el. Deci, da, recunosc, promovez acest instrument foarte util în partea asta de adolescență. Mm-hmm. Iată, e important să ai la cine să te duci, cineva care te poate monitoriza, te poate observa din mai multe perspective pe un termen mai lung. E bine să creezi o relație cu consilierul școlar și aș vrea să recapitulez un pic ce ai spus tu la nivel de bune practici, că ai spus că te duci la ei în clasă, că ai ședințe cu părinții, că îi informezi pe părinți, că mergi la fiecare clasă să vorbești cu copiii, că le spui, îi securizezi, le spui despre confidențialitate și inviți să vină către tine, folosești ca unealtă umorul. Oh, da. Da, exact, care este o unealtă foarte bună în adolescență și nu numai. Că îi ajuți cu teste pe care le reaplici, nu sunt teste punctuale, ci le reaplici în diverse puncte, etape ale vieții lor. Mai auzisem o poveste despre consilier școlar, apropo de a aduna o tolbă de bune practici care merg pe terenul de sport, că acolo știu că îi pot prinde pe adolescenți în mediul și în interesul lor și acolo îi pot observa și aborda mai aproape de sufletul lor cumva. Mai știi și alte bune practici? Și pe lângă asta, bineînțeles, intervențiile de la orele de dirigenție sau dacă nu sunt în programul meu neapărat, rog diriginții respectivi să mă lase la alte ore de ale lor pentru diferite cursulețe pe care constat că le cer copiii, începând cu transformările adolescenței și astea în general sunt cursuri pentru clasa a 9-a și a 10-a. Adică ce ni se întâmplă acum la adolescență sau ce mai cer ei și mai lucrez cu ei. Comunicarea cu părinții, cum facem să ne înțelegem cu părinții și atunci un lucru foarte important este să le dai ideea de a se pune în locul părinților lor, care în perioada adolescenței copiilor de obicei sunt oricum în generația sandwich, adică între nevoile copiilor și nevoile părinților lor, adică ale bunicilor, deci sunt cumva la mijloc și au și ei suficiente presiuni pe cap. Și încep cumva să-i vadă și pe părinții lor ca pe niște oameni care au probleme și nu trebuie neapărat să le satisfacă lor toate nevoile. Facem chiar mici joculețe de rol cu eu sunt mama, eu sunt tata și eu sunt copilul și hai să vedem, eu vreau, o sun pe mama să-i spun că vreau să stau la petrecere până la 2 noaptea. Și ce o să zică mama?
ai nebunit, unde să stai, vreau să văd cu cine stai. Și atunci îi fac un filmuleț cu cine sunt, de jur împrejur. Ok, și ce putem face în astfel de situații? Oricum, când îi pui chiar în jocurile astea de lor, sunt foarte uimiți așa să constate că e greu și că ei ar face exact ca părinții lor. Adică ar fi directiv și ok, bun, și ce variante avem? Mm-hmm. E important să-i întrebe cineva, tu cum ai face în situația mamei tale, de exemplu, pentru tine cum ar fi să, în măsura în care au dezvoltată empatia. Oh, Doamne, da. Și apropo de dezvoltare socioemoțională în familie, mă gândeam la exact ce spuneai tu, cât este de revelator atunci când conștientizăm ca părinți că și copiii noștri au aceleași nevoi ca noi și cât de revelator este ca adolescenți să ne dăm seama că și părinții noștri au nevoie de siguranță, de socializare, de autonomie. Și că e foarte simplu să-ți securizezi părinții. Exact, și asta cumva devine o relație mai de la egal la egal în prezența empatiei, exact așa cum și-o doresc adolescenții de altfel. Adolescenții încă, și asta le spun și părinților, încă au nevoie de un ușor ghidaj. Da? Adică nu, gata, e mare, se descurcă, poate să mănânce singur, să-și cumpere ce vrea el și să-și gătească. Asta nu înseamnă că încă nu mai tatonează, nu se mai poate lăsa influențat, nu vrea să demonstreze. Bineînțeles că vrea să demonstreze multe și atunci un părinte care întâmplător îl sună la două noaptea și spune hai acasă, nu mai ai voie să stai, pleacă cumva cu fața curată, că nu e că n-a mai vrut el să stea până la patru, dar uite, l-a chemat acasă și atunci trebuie neapărat să se ducă. Adică e și un colac de salvare dacă știe cum să gestioneze relația asta cu părintele lui. E foarte important asta, că părinții și adolescenții pot deveni complici, pot deveni ancore de siguranță unii pentru alții, atâta timp cât știu să agreze asta și cum anume să-și lucreze relația, astfel încât să funcționeze în avantajul lor. Exact cum ai spus tu, dacă am un anumit cod cu părintele meu și îi scriu pătrunjel și părintele mă sună știind că nu trebuie să mă întrebe nimic, doar să-mi spună să vin acasă și eu pot să dau vina pe părintele ăsta tiranic care m-a sunat să vin acasă, scap din niște situații din care mi-ar fi foarte dificil altfel să ies, poate chiar din unele care nu sunt la fel de prietenoase cum mi-aș dori să trăiesc, adică inclusiv poate să fie ceva legat de siguranță. Dacă avem și știm să construim o relație bună cu adolescenții noștri, să le oferim portițe de scăpare. Lucrul e întotdeauna la ambele capete, nu doar la adolescent, nu doar la părinte. Și ce e interesant în povestea asta cu școala este și faptul că este implicat și dirigintele, și colectivul clasei de profesori, și de multe ori și conducerea școlii, care la un moment dat trebuie să-și asume niște hotărâri. Dacă am un copil care, nu știu, de pildă spune că vrea să se sinucidă, da, atunci decizia mea este normal să informez părintele și conducerea școlii, care își asumă să facă o întâlnire cu toată lumea, să vadă care e cea mai bună modalitate de a gestiona emoțiile acelui copil, care fie spune lucrul ăsta că s-a speriat de un profesor, că s-a speriat de o notă și de părintele care poate să-l certe că a luat acea notă mică. Și atunci e important să fim toți, și dirigintele, și școala, și părintele, sau ambii părinți, și copilul, și să-i creăm acel mediu de siguranță care vine din toate părțile. Pentru că adolescența e o perioadă foarte fragilă din punct de vedere emoțional. Încă nu știm cum să fim de unii singuri și de capul nostru, dar nu mai vrem să fim nici în cuibulețul de acasă, decât dacă ne e foarte bine când vrem noi. Mm-hmm. Și atunci sunt tot felul de încercări de a sparge barierele, după aia de refugii în care trebuie să ne simțim confortabil cu noi înșine. Și părinților le e foarte greu să gestioneze lucrurile astea. După ce ai crescut un copil și ți-ai imaginat că va rămâne al tău pentru totdeauna, după ce de-abia te-ai obișnuit
cu toate hachițele lui, cu nevoile, cu felul lui de a fi, constați că s-a făcut mare și vrea să plece. Așa brusc. Întotdeauna pentru un părinte e prea repede. Hai să-i mai lăsăm așa puțin. Și în sportul de performanță este exact la fel. Perioada de adolescență e cea mai fragilă și este momentul în care copiii se pot lăsa de performanță. Pentru că au creșterea asta explozivă, hormonală, nu mai vorbesc de cea fizică și așa, încep să aibă mai multă forță în ei și în același timp îi văd pe colegilor care se duc în cluburi, care socializează, care își fac prieteni și ei trebuie să stea în fiecare zi, să vină la antrenament, uneori și de două ori pe zi la antrenament, care nu își pot face prieteni din afara sportului pentru că nu înțeleg de ce ei la ora 10 trebuie să meargă la culcare. Sau trebuie să se scoale la 5 ca să-și facă și lecțiile, să plece și la antrenament, să și mănânce cum trebuie. Este cea mai grea perioadă pentru un copil care face sport de performanță, adolescența. Și majoritatea se pierd, din păcate, pentru că de-aia la marea performanță nu ajunge oricine. Și aici, din nou, relația cu familia este foarte importantă. Pentru că nu trebuie să fii nici zbir, dar trebuie să ai un control ceva mai mare asupra anturajului, asupra programului. E puțin chinuitor. Are un consilier școlar contribuție în medierea acestei relaționări între adolescenți și părinți? Da, pentru că de multe ori atunci când copilul are o problemă, cer să vină și părintele. Cum am mai spus, problema nu e doar de o singură parte, niciodată, nici într-o căsnicie, nu doar unul are o problemă, nu. Eu sunt perfect, dar tu ai o problemă. Suntem sisteme, suntem făcuți să trăim prin relații și atunci nu poți să vezi doar punctul unuia de vedere. E incomplet. Și sunt copiii de acord să vină părinții? Da, de obicei se întâmplă așa. Mai întâi vine părintele și spune: doamna, vă rog frumos să vorbiți cu copilul meu pentru că are niște probleme și de comportament și de limbaj și e stricat, te rog frumos, ia-l și repară-l tu. Și de partea cealaltă e copilul care zice: doamna, vă rog eu frumos, puteți să vorbiți cu mama? Nu înțelege, adică eu încerc să-i spun, dar nu pricepe, nu știu, și e foarte nervos așa și vă rog, e frumos, chemați-o să vină și ea, să-i spuneți și ei chestiile astea pe care mi le spuneți mie. Și cum gestionezi asta? Și atunci solicit o întâlnire cu toată lumea și zic: ok, bun, hai să vedem ce se întâmplă. Evident că în prima jumătate de oră sunt acuze: eu am făcut, dar tu nu faci, sau eu nu, ba tu, și tot așa, până când, ok, bun, hai să ascultăm fiecare parte, să-i dăm voie fiecarei părți să spună ce are de spus, să ajungem la o negociere, ce poți să lași tu, ce poți să lași tu, ce așteptări ai tu, ce așteptări are celălalt. Și de obicei aici apar uluielile. Părintele: dar niciodată nu mi-am imaginat că ție nu-ți place matematica. Păi da, mă, da, știi că eu dacă îți spun asta, tu nu mă auzi și încep plânsă, deși întotdeauna e bine să ai o cutie de șervețele la cabinet. Și în momentul în care copilul începe și spune printre lacrimi care e problema lui, începe și părintele să plângă că nu și-a imaginat cât de tare l-a chinuit pe copil și ce s-a întâmplat și așa, se sfârșește ori cu pupături, ori cu plânsete împreună. Na. Uneori mai e nevoie și de a doua și de a treia întâlnire, dar buba se sparge într-un fel sau altul. Se pun în contact unii cu ceilalți. Da, și reușim să trecem peste momentul ăla foarte emoțional, cu lacrimi și cu așa, adică acolo fiind persoana care conține toate aceste povești, ok, bun, și acum că am depășit momentul, hai să vedem ce facem în continuare. Și începem să avem așa niște reguli de comunicare.
Apropo de părinții care se uită acum la noi și care se gândesc poate să-și protejeze copiii de informații critice din interiorul familiei, imaginându-și că ei nu știu. Dacă noi nu le-am zis, ei nu știu. Iată că în adolescență au niște antene foarte perfecționate, oricum le au de când sunt mici, dar în adolescență, împreună cu dezvoltarea gândirii și rațiunii, și se reușesc să conecteze punctele și să le conecteze pe cu realitate. Pe care le intuiesc. Exact. Foarte bine. Așa, și fiind mai acordați la ei înșiși și la lumea în care trăiesc, pot să-și dea seama de niște adevăruri pe care noi nu le spunem și adesea. Faptul că noi nu le spunem în familie este mai dureros și mai confuzant pentru copiii noștri decât dacă ar ști efectiv informațiile atunci când... Și în momentul ăla se închid. Adică dacă văd că nu pot să discute orice, nici ei nu le vor spune părinților orice, așa cum și-ar dori părinții. Este un mesaj de noi nu discutăm. Exact, de tabu. Și acum... Noi nu discutăm despre relații, noi nu discutăm despre corp, noi nu discutăm despre sexualitate. Nu trebuie să le spunem asta explicit, ci prin faptul că noi avem tăceri lungi și adânci despre realități care ne înconjoară și ni se întâmplă în fiecare zi, copiii trag concluzii despre relația lor cu noi. Și le trag foarte repede. Și observă, adică încă o dată, dacă poți să spui de un copil de 6-7 ani că vezi în comportamentul lui, comportamentul părinților, situația e destul de asemănătoare și la adolescență, deși ar fi trebuit să fie cu totul altfel. Pentru că probabil și noi ca părinți rămânem la un moment dat undeva pe la 6-7 ani ai copiilor noștri și ne imaginăm că și cu primii 7 ani de acasă s-a terminat educația. E bine, nu. Educația nu se termină cu primii 7 ani de acasă și poate nu se termină nici cu primii 21 de ani, dacă e să te gândești la maturitatea de pe vremuri, da? Educația continuă până la moarte. Iată, copiii vin la consilier sau este importantă această legătură între copii și consilierul școlar și pentru repere, cum ziceam noi înainte, și pentru sprijin și siguranță și pentru informare, dar și pentru nevoia de contact. Nu doar contact al lor cu ei înșiși sau cu un alt adult de referință, ci și această posibilitate de a fi puși în contact cu persoane cu care au nevoie să regleze relații. Se întâmplă genul ăsta de contact și între profesori și elevi în prezența ta? Se pot regla relații între profesori? Există acest fenomen? Da. Există și genul ăsta de relație. De multe ori sunt profesorii diriginți care vin la mine și îmi spun: uite, am un copil care e foarte timid și nu socializează cu nimeni și nu știu ce. De regulă, dirigintele vorbește în primul rând cu părintele, asta e povestea. Dacă părintele își dă acordul, da, sunt de acord, mergeți la consilier, fie îmi spune și părintele lucrul ăsta, sau dacă nu, mai am posibilitatea să vin să asist la ore, pur și simplu. Stau și fac asistență în ora respectivă ca să pot să văd comportamentul copiilor. În cazul în care n-am intrat deja la clasă și n-am lucrat cu ei și nu-i știu atât de bine. Dar se poate întâmpla într-o oră, nu știu, copilul să se apuce să plângă din senin și atunci, caz de urgență, căci consilierul mai e și pompierul școlii, se întâmplă pompier ceva. Pompier emoțional. Da, pompier emoțional. Mă trezesc cu amândoi și dirigintele începe și îmi povestește și îmi spune de față cu copilul că uite, că face, că drege și ce s-a întâmplat și ce nu știu ce. Ok, bun, și hai să vedem cum rezolvăm situația până vine părintele. În modul acesta, la început, copilul spune o poveste socială, adică să fie social acceptabilă, da? Ce m-a apucat. Uneori poate că i-a fost frică de profesorul respectiv în oră sau poate că a dat o lucrare și a fost, consideră el că n-a fost suficient de bun. Sau poate că unul din părinți a pățit ceva și atunci s-a descărcat emoțional. Există și genul ăsta de probleme care apar de urgență, pe care
cu care trebuie să faci ceva în momentul ăla. Sau poate are o cădere de calciu și atunci pot să mă duc cu el și până la cabinetul medical să vedem ce te doare, burta te doare, capul, simți că leșini, ce se întâmplă. Deci sunt mai multe momente în care se întâmplă relația cu copilul venind dinspre profesor sau sunt semnale că lipsește foarte mult. Hai să vedem ce se întâmplă. Păi uite, a lipsit și la cutare, și la cutare, și la cutare. Ce facem? Aici e puțin dificil pentru că întotdeauna fiind minor trebuie să știe și părintele că tu stai de vorbă cu copilul. În cele din urmă și părintele trebuie să afle. Chiar dacă la un moment dat vine copilul și spune: da, vă rog eu frumos, nu-i spuneți mama că dacă află că chiulesc sau află că am note mici sau dacă află părinții că am stat de vorbă cu dumneavoastră sau nu știu ce, se va întâmpla o grozăvie. De multe ori exagerează această teamă. Părintele trebuie să știe câtă vreme este reprezentantul legal al copilului. Chiar dacă trebuie să știe că adolescentul vine și vorbește cu tine, dar nu neapărat și conținutul discuției. Exact, exact. Și trebuie să știe că am stat de vorbă și împreună cu dirigintele sau profesorul respectiv. Dacă ăsta este cazul. Exact. Există și cazuri de mediere între elevi sau gestionare de situații relaționale, comportamentale? Oh, da. Sau între găști? Nu. În afară de momentele devenite de acum clasice, deși n-aș vrea să le zic așa, de bullying, în care există și o anumită procedură pentru această situație. Deci sunt momentele în care vine copilul care e victimă și povestește. După care trebuie să stau de vorbă și cu agresorul, că nu sunt mulți, da? De regulă am o victimă și am 1, 2, 3 sau 5 agresori, dacă uneori sunt în gașcă și cam asta e fenomenul. Deci trebuie să stau de vorbă și cu agresorii, dar și cu martorii, pentru că întotdeauna martorii sunt mult mai mulți decât agresorii sau victima. Și atunci problema se pune la nivelul întregii clase, tot împreună cu dirigintele și cu părinții, evident. În primul rând ai victimei, pentru că copilul poate să sufere foarte mult emoțional, poate să nu mai vrea să vină la școală, poate să nu mai vrea să participe la o anumită oră, pentru că știe că dacă ia o notă mică sau iar nu reușește, ceilalți copii vor râde de el. Deci toată lumea e pusă în temă. Și sunt câțiva pași foarte simpli, standard, ca să zic așa, de rezolvarea situației. În primul rând, clasa este învățată să ajute victima. Adică atunci când vedem un copil că este bulingit, cum zic ei, îi iau apărarea. Nu stau să mă uit la el, nu stau să râd de el, nu stau să mă fac că nu văd, că plec. Asta este primul pas, să fiu alături de. Al doilea este să-i opresc pe cei care fac bullying, adică să le spun în cel mai simplu mod: oprește-te, gata, ajunge. Nu e frumos ce faci, nu e simpatic ce faci. Și al treilea pas este să meargă să anunțe un profesor, să anunțe un adult, dacă nu găsește niciun profesor, oricine din școală, și să spună: doamna, vedeți că i-au făcut lucutare sau i-au zis sau i-au nu știu ce. Moment în care, intervenind de adulții, lucrurile se schimbă. Dar asta, ca regulă, toată lumea o știe, nu știu, cel puțin teoretic. Să știe, să ia apărarea, să-l oprească pe cel care e. Și deja acum i-am pus, se întâmplă, mai ales că sunt și copii mai mici. I-am pus pe toți să fie atenți. Uite, vă rog frumos, de acum voi agresorii, va trebui să faceți totul ca să aveți grijă de restul clasei și să nu se mai întâmple cazuri din astea și să vă liniștiți puțin.
Da. Iată, este un subiect important și delicat și recurent în școlile noastre în ultima perioadă, despre care chiar și noi am avut un episod dedicat în podcast în unele episoadele trecute cu Florian Dronache, pe care puteți să-l urmăriți dacă vă doriți. Intrăm acolo în detaliile bullying-ului, ce este și cum se întâmplă și cum poate fi adresat, așa cum zici tu, interconectat, în care sunt luate în considerare toate părțile implicate împreună cu adulții și împreună putem să acționăm. Mai sunt curioasă cumva ce alte beneficii, în afară de, iată, armonizare relațională și sprijin, mai au adolescenții în momentul în care interacționează cu un consilier educațional, cu ce pleacă ei de acolo sau ce primesc pentru viața lor, pentru mai departe, pentru relațiile lor, din această interacțiune. Pe lângă aceste informații, să spun, pleacă în primul rând cu o altă perspectivă. Cu o perspectivă din partea unui adult care nu-i judecă, nu-i critică, nu-i pune la colț, nu-i învinovățește, pentru că nu este treaba noastră în această postură și nici ca și consilier, terapeut sau nu avem de ce să vânăm vina cuiva sau să desconsider un copil doar pentru că este mai mic decât tine și tu ai mai multă experiență decât el. M-am ferit întotdeauna să dau sfaturi, deși unii îmi cer explicit, vă rog frumos să-mi spuneți cum să fac în situația asta. Zic, fii atent, uite, sunt mai multe variante, 1, 2 și 3. Până la urmă, tu alegi ce crezi tu că în situația asta este mai bine pentru tine și pentru ceilalți. Da, gândește-te și la ai tăi, și la ce o să zic ai tăi, și la tine, cât de bine o să-ți fie. Și putem să explorăm fiecare din acele situații. Pleacă un pic mai în confort cu ei înșiși și cu toate tensiunile cu care vin. Și până la urmă pot să plece și un pic mai detensionați. Da, e un spațiu în care poți să spui ce-ți trece prin cap și aia e, măcar te-ai golit pentru o vreme și s-a făcut loc pentru altceva. Exact, s-a făcut loc pentru alte idei, alte variante de trăit. Am vorbit puțin despre adolescenți, am vorbit puțin despre părinților. Hai să vorbim despre impactul consilierului școlar în rândul profesorilor. În ce măsură această meserie, această îndeletnicire contează în viața profesorilor din școală? Tot, probabil că e o părere subiectivă. Și poate nu foarte modestă. Cumva, cel puțin eu, acolo unde am fost, de fiecare dată m-am simțit așa un fel de confesor al profesorilor. Ok, deci iată, consilierul este un mijloc de informare, pe de-o parte, sprijin și o modalitate de detensionare pentru profesorii din școală și acum și ei primind aceste resurse, cum pot adulții să-i sprijine pe adolescenți în perioada asta tulbure a lor, când începe foarte mult partea socială să conteze, când vor să experimenteze, ce pot face adulții să-i sprijine? În primul rând să aibă răbdare. Asta e lucru cel mai important. Dacă te consideri un om răbdător, e bine, trebuie să fii dublu sau triplu față de cât te consideri tu. Să-i asculte și să-i pună să joace și rolul lor. Există câteva școli în care, pe vremuri, când se făcea săptămâna altfel sau, în fine, în diverse joculețe, existau momente în care copiii erau puși în locul profesorilor pentru o zi, să vadă cum e de partea cealaltă a baricadei. Și unii dintre ei ziceau: Doamne, eu n-aș vrea niciodată să mă fac profesor.
Sau mi s-a mai întâmplat să-i aud de la catedră pe copii spunând: dar mai tăceți odată, dacă nu vă opriți să știți că nu vă mai spun nimic. Zic, ups, cum e? Ia să vedem cum e. E foarte important din când în când să putem să schimbăm rolurile între noi, să ne punem în locul celuilalt și să vedem ce se poate întâmpla. Asta poate să facă un consilier, să-i provoace pe diriginți și pe copii să schimbe rolurile pentru o zi. De pildă, să se joace în felul ăsta, joaca lăsând niște concluzii nu teoretice, ci practice. Copilul chiar simte cum e, iar profesorul are așa o mare satisfacție când îl întrerupe pe copilul ăla, când îi spune: da, eu n-am înțeles, dar te rog frumos să mai explici o dată. Câtă parcă vreme... devin și ei jucăuși. Da, câtă vreme se joacă el pe telefon. Recunosc că învățătorii și profesorii de 1-4 sunt poate ceva mai jucăuși decât profesorii de liceu. Și atunci imediat intră în jocul ăsta de rol și le place. În partea de adolescență, într-adevăr, e puțin mai dificil, pentru că deja de la un adolescent ai pretenții. Și în momentul în care ai pretenții, s-a terminat, căci nu ți se vor îndeplini. Nu o să se împlinească acele așteptări pe care tu ai de la el, sau cel puțin nu atât de repede. Fiindcă da, într-adevăr, dezvoltarea cognitivă este foarte importantă și știm o grămadă de lucruri și învățăm o grămadă de lucruri și ne informăm și așa. Dar dezvoltarea emoțională, zic eu, e, dacă nu mai mult, cel puțin la fel de importantă, pentru că trăim printre oameni și oricât am rămâne în spatele unor monitoare, pentru că tehnologia, pentru că telefoanele, pentru că așa, totuși avem de interacționat cu oameni vii, față în față, față de care avem emoții, față de care putem să ne comportăm și civilizat și necivilizat, și în momentul în care nu funcționează ceva, trebuie să putem să acceptăm că n-a fost ok și că mai putem să încercăm o dată și că nu moare nimeni dacă te duci și ceri scuze sau spui: pare rău, n-am fost prezent în momentul, eram cu mintea pe câmpii. Și ce mi se mai pare important, asta pentru că la un moment dat am ținut și cursuri pentru profesori de inteligență emoțională, constat totuși că nicăieri în școala asta românească nu se învață despre cum funcționează mintea și cum funcționează emoțiile, și că noi nu suntem emoțiile noastre, că noi nu suntem mintea noastră. A, da, facem la psihologie în clasa 10 ceva despre minte și ceva despre emoții, cam 2, 3, 4 lecții, cam atâta sunt. Dar ne luăm foarte tare în serios emoțiile și gândurile noastre și credem că noi deținem adevărul absolut și că numai ca noi trebuie să fie. Orică suntem părinți, orică suntem profesori, orică suntem copii, poate n-ar strica să introducem în programă și lucruri despre cum funcționăm emoțional sau cum să stăm în liniște noi cu noi. Era un film foarte simpatic, mai este și astăzi, l-am văzut eu de foarte de mult, Frumoasa Verde, o utopie așa, o fantezie despre cum vin unii de pe o planetă în care comunicau empatic, prin gânduri, toți erau fericiți și era așa o lume minunată, și vin pe pământ, pentru că erau foarte curioși ce se întâmplă, părăsise pământul de mult. Și filmul se termină cu o imagine superbă în care toți oamenii de pe planetă erau pe un delușor, în liniște, și ascultau un concert de liniște. Un concert de liniște, ce frumos! Da. Și la un moment dat toată lumea râde, pentru că în acel concert era ceva simpatic de ascultat. Cum ar fi să învățăm despre a sta în liniște cu noi înșine și a ne vorbi frumos și a ne privi cu încredere, și a ne feri mai puțin de ceilalți. Reușesc adolescenții să ajungă în contact cu emoțiile lor și să beneficieze din asta? Unii da, unii nu.
Și aici am să vorbesc un pic despre experiența mea de lucru cu sportivii, la care m-a uimit faptul că nu știu să spună foarte bine ce simt. În competiții de obicei se întâmplă asta. În antrenament se întâmplă așa. În antrenament totul e perfect, e minunat, e grozav, suntem cei mai ne iese. Și în competiții ne blocăm. Și pierdem, pentru că ne speriem. Dar până să ne dăm noi seama că ne-am speriat, e povestea asta, păi da, nu știam ce să fac. Uite ce nu știam, că era mai mare decât mine și dădea loviturile mult mai puternic. Ok, și ce ai simțit? Nu știu. Nu avem cuvinte. Nu știm să identificăm. Am simțit o emoție, unde am simțit-o? Păi cred că în cap? Nu, în stomac. Super, în stomac. Ce ai simțit în stomac? Păi nu știu, mă durea stomac. Păi de ce te durea? Că nu mâncasem nimic, nu știu. Era așa un gol în stomac. Povestea asta cu identificarea emoțiilor care se face în grădiniță. Care s-ar putea face încă din grădiniță, vrei tu să spui. Da! Așa. Deci aia e perioada tradițională de identificat emoții, de conștientizat, de să spunem unde sunt, cum ar putem să ne jucăm în grădiniță. Pentru că avem foarte multe imaginații. Și ce culoare are emoția? Și ce formă are? Bă, uite, e ca un arici mare și verde, că... și mă înțeapă în burtică. Ok. Și dacă descoperim asta de-abia la adolescență, ca să nu mai vorbesc despre adulți, nu știu câți adulți pot să descrie emoțiile în felul ăsta. Măcar să știm despre ce e vorba cu noi înșine, cum ne simțim acum și ce cuvinte lipim de acele stări. Ar fi fabulos să ajungem cu toții la același nivel de cunoștință, adică așa cum toată lumea învață tabla mulțirii, la un moment dat să învățăm și noi care sunt emoțiile, unde le simțim în corp, să ne observăm senzațiile. Așa, exact. Deci să fie o tabla mulțire emoționale. De ce? Pentru că emoțiile sunt contagioase. Să observăm gândurile pe care vin împreună cu ele, comportamentele generate. Și să învățăm să luăm puțină distanță, să nu mai fim atât de cuprinși de furii, de drame îngrozitoare. Sigur, astea sunt specifice cumva adolescenței și datorită biologiei. Și datorită biologiei, bineînțeles. Da, și noi ca adulți suntem destui care facem tot felul de drame și de-abia după o vreme ne dăm seama că am fost oarecum ridicole, așa. Suntem mulți adolescenți în interior. Mai sunt curioasă cum anume îi ținem aproape pe adolescenți și cum le punem limite în perioada asta, astfel încât să păstrăm armonia dintre noi. Îi ținem aproape conținându-i, ca să zic așa. Din punct de vedere emoțional, în primul rând, și ne considerând că noi deținem adevărul absolut. Nu-mi spui tu mie cum să te cresc, da? Unde ești tu, eu am mai fost. Și tot felul de înțelepciuni de genul ăsta, care dintr-o dată creează două tabere. Distanță, eu și, creează distanță. Așa? Adversitate, normal. Vin copii la mine și îmi spun, eu nu știu nimic despre părinții mei, cum erau ei în adolescență. Da, mi-au zis că s-au cunoscut nu știu unde și mama a rămas gravidă și așa s-au căsătorit. Deci ajută să le spunem povești. Ajută să le spunem poveștile noastre. În cazul în care noi ne-am asumat aceste povești și nu ne e foarte jenă de ele, pentru că nici cu noi n-au vorbit părinții noștri. Poveștile noastre din adolescență. Poveștile noastre din adolescență, în primul rând. Cum ți-a fost ție și cum o vedeai tu pe mama ta în adolescența ta? Și pe tatăl tău în adolescența ta? Cred că ne-ar fi mai ușor să ne uităm la copiii noștri dacă ne-am putea reconecta cu noi, cei adolescenți. Da, cu adolescenții din noi înșine și cum am depășit noi perioadele astea, în cazul în care le-am depășit cu bine. Cum putem să-i ajutăm? În primul rând, fiind sinceri cu noi înșine și fiind sinceri cu ei. Nu există nimic care să nu se poată spune. Depinde cum se spune. Da? Pot să-i spun copilului meu... Păi, iartă-mă, dar nu pot să vorbesc în momentul ăsta cu tine. Te rog eu frumos, lasă-mă o zi, două să-mi treacă și pe urmă discutăm. Dar dacă urlăm, n-ai ce să cauți la petrecerea aia, sunt niște nenorociți, cine sunt prietenii ăștia ai tăi, nu mă interesează. Și cu asta s-a rupt, s-a terminat, copilul ăla nu va mai deschide niciodată vorba despre el și prietenii lui.
Pentru că mai sunt copii care spun, eu dacă îi spun mamei mele ceva despre mine și mă deschid, peste 2, 3, 5 zile, maxim o săptămână, mă atacă cu chestia aia. Și atunci... Atenție să nu le trădăm încrederea. Dacă tot vrei adevărul de la copilul al tău și dacă ai șansa, norocul și onoarea să ți-l spună, nu-i o scoate pe nas. Având în vedere că sunt multe distracții în adolescență, așa cum ziceai și tu, cotituri către alte direcții, cum îi susținem totuși pe adolescenți să rămână focusați pe obiectivele lor în perioada asta? E complicat. În primul rând, lăsându-i pe ei să-și găsească motivația interioară, pot să spun, nu știu, cum am făcut eu cu fiul meu, l-am trimis și l-am lăsat să meargă la tot felul de cluburi de când era mic. De când era mic mergea la catolicii scautiști, da, el fiind catolic mergea acolo la biserică cu scautul, mergea în tabere cu ei, nu știu, cred că de la 4 ani l-am trimis în tot felul de tabere și venea cu experiențe pe care mi le povestea. Îmi povestea atât de mult încât la un moment dat eu fiind la volan îmi spunea, mama, trebuie neapărat să mă ascult, vreau să-ți povestesc un episod din Scooby-Doo. Zic, mama, te rog frumos, tu povestește-mi, dar să știi că eu nu sunt atentă la tine, iartă-mă, acum trebuie să conduc. Ok, bine mama, da, trebuie să vorbesc, bine, vorbește și eu conduc. Ok, asta era înțelegerea. După care a început singur să se ducă, a făcut voluntariat 4 ani la Crucea Roșie, că a vrut el să se ducă la Crucea Roșie. Pe urmă, diverse tabere unde așa și-a găsit și pasiunea vieții lui cu ingineria de sunet, unde mai întâi a fost pe lângă cel care făcea sunetul, în al doilea an l-a lăsat și pe el puțin, în al treilea an l-a pus să organizeze și în al patrulea an i-a zis, hai du-te singur și fă tu. Ok, deci prin încercări diverse și-a găsit... Încercare și eroare. Copiii trebuie scoși din casă, trebuie încurajați să aibă tot felul de activități în care să nu le iasă lucrurile. Trebuie învățați că eșecul e foarte bun. Pot să greșească și nu e nicio din asta înveți, din eșec. Și te duci la școală nu ca să ai 10, că dacă ai 10 știi tot și de ce te mai duci la școală? Te duci la școală ca să înveți, pentru că nu știi o grămadă de lucruri. Nu e nicio nenorocire dacă nu o să termin cu media 9 sau 10. Poți să termin și cu 8. Cercetătorii britanici, da, arată că cei mai buni manageri sunt cei care au avut în școală notele între 6 și 8. De ce? Pentru că nu trăgeau atât de tare ca să stea în zona aia de confort mentală, cognitivă, perfecționistă. Încercau tot felul de chestii. Își asumau faptul că iau și un 2. A, ok, și a murit ceva? Nu. Dar e mult mai important să ai un eșec decât să fii speriat de viață și să nu faci nimic. Pentru ce? Asta pe de-o parte. Pe de altă parte, copiii știu, da? Și părinții sunt extraordinar de bine informat și le explică toate pericolele. Dacă fumezi, o să-ți zic, dacă bei, o să-ți zic, dacă te droghezi, o să-ți zic, dacă faci sex ok, toate astea ei le știu. Nu e nicio problemă. Important e să ai o relație cu ei și să le spui, indiferent ce faci, te rog, e frumos, spune-mi. Să nu ajungă singuri în situații periculoase, din care să nu știe cum să iasă și să le fie frică să-ți ceară ajutorul. Și să se ducă la un prieten sau la un străin care să le dea o soluție pe moment. Deci e foarte importantă împrietenirea cu copilul și lăsat loc de încercare. Adică nu e ca și cum copilul nu știe să înoate la 4 ani, te duci la bazin, îl arunci în apă și pleci de acolo. Nu. Îl arunci în apă și stai pe mal să vezi dacă e cazul, sar după el. Când vezi că a început să se mai descurce, te duci un pic mai departe să te vadă, dar nu chiar așa. De aproape. După aia te duci să nu te vadă, dar tot ai oarecare contact vizual cu el. Da, așa și cu petrecerile. Prima dată poți să-l duci cu mașina și poți să-l iei cu mașina. Hai că e târziu, că nu vine nimeni, că nu mai ai cu cine să ajungi. Vin eu și te iau o dată, de două ori, de trei ori. Văd cam cum e pe acolo. Nu mă apuc să-i judec prietenii. Aoleu, dar cu ăla? Păi, dar nu vezi în ce hal arată?
hai să chemăm prietenii acasă, hai să vedem ce se întâmplă. Bun, nici împrietenirea cu propriul copil nu e foarte bună. Adică mai aud părinți care îmi zic, eu sunt prietena fetei mele. Nu vrei să ai și tu niște prietene de vârsta ta? Adică las-o. E bine să știe că are o persoană de siguranță care la un moment dat îi spune și ce nu e ok și îi pune și niște limite. Pentru că ei singuri poate că nu și le vor pune chiar așa. Ok, deci punem limite în prezența unei relaționări empatice, cu siguranță, în prezența unei deschideri către viața adolescentului nostru, în prezența unei relații în care și noi împărtășim și în care suntem prezenți. Îți mulțumesc frumos, Irina, pentru toată experiența și toate exemplele pe care ni le-ai dat și sper să găsim căi cât mai bune să ajungem la noi și la copiii noștri, căci iată, dezvoltarea socio-emoțională este crucială atunci când vorbim despre adolescență și despre parcursul ulterior al vieții adolescenților noștri, care ușor, ușor vor ajunge adulții de mâine și părinții de mâine. Mulțumesc și eu foarte mult pentru invitație. Mulțumim și vouă, celor care ne-ați ascultat de acasă. Sper să luați cu voi ceea ce vă este de folos și vă ajută să creșteți din punct de vedere emoțional și să aveți relații armonioase cu adolescenții. Vă invităm din nou la următoarele episoade ale podcastului EduBright Talks, realizate de AVE România, Asociația pentru Valori în Educație. Pe curând!